Le train de ma vie, trenul vieții mele. Le train de ma vie, trenul vieții mele, de Jean d'Ormesson, de Jean d'Ormesson, 1925-1925-2017. À la naissance, la naștere, on monte dans le train, ne urcăm în tren, e un rencontre în operan și ne întâlnim părinții. E un croix și credem, ils voyageront toujours avec nous, că ei vor călători mereu cu noi. Pourtant, totuși, ai un station, la o stație, nos parents descendront du train, părinții noștri vor coborâ din tren, nous laissant seuls continuer le voyage, lăsându-ne să continuăm călătoria singuri. Au fur et à mesure que le temps passe, pe măsură ce timpul trece, d'autres personnes, alte persoane, montent dans le train, urcă în tren. Elles seront importantes și vor fi importante. Notre fratrie, frații noștri, nos amis, prietenii noștri, nos enfants, copiii noștri, même l'amour de notre vie, chiar și iubirea vieții noastre. Beaucoup, mulți, démissionneront, vor coborâ, même éventuellement l'amour de notre vie, eventual chiar iubirea vieții noastre. Ele seront și vor lăsa un vid, un gol, plus ou moins grand, mai mare sau mai mic. D'autres, alții, seront si discrets, vor fi atât de discreți, qu'on ne réalisera pas că nu ne vom da seama qu'ils ont quitté leur siège, că și-au părăsit locurile. Ce voyage en train, această călătorie cu trenul, sera plin de joie, va fi plină de bucurii, de peine, de necazuri, d'attente, de așteptări, de bonjour, de bună ziua, de au revoir, de la revedere, et d'adieu, și de adiu. Le succès, succesul, et d'avoir de bonnes relations, înseamnă să avem relații bune avec tous les passagers, cu toți pasagerii, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, cu condiția să dăm tot ce avem mai bun din noi. On ne sait pas quelle station nous descendrons, nu știm la ce stație vom coborâ. Donc, vivons heureux, așa că haideți să trăim fericiți. Aimons, să iubim, et pardonnons, și să iertăm. Il est important de le faire, este important să facem asta, car lorsque nous descendrons du train, pentru că atunci când vom coborâ din tren, nous ne devons laisser que de beaux souvenirs, va trebui să lăsăm doar amintiri frumoase a ceux qui continueront leur voyage, celor care își vor continua călătoria. Soyons heureux, să fim fericiți, avec ce que nous avons, cu ceea ce avem, et remercions le ciel și să mulțumim cerului de ce voyage fantastic.
pentru această călătorie fantastică. Aussi, de asemenea, merci d'être un des passagers de mon train. Îți mulțumesc pentru că ești unul dintre pasagerii trenului meu. Et si, si je dois descendre à la prochaine station, dacă trebuie să cobor la următoarea stație, je suis content, mă bucur, d'avoir fait avec vous, că am parcurs cu voi, un bout de chemin, o bucată de drum. Je veux dire, vreau să spun, à chaque personne, fiecărei persoane, qui lira ce texte, care va citi acest text, că je vous remercie, că vă mulțumesc, d'être dans ma vie, că sunteți în viața mea, et de voyager dans mon train, și că ați ales să călătoriți cu trenul meu. Le train de ma vie, de Jean d'Ormesson. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et elles seront importantes. Notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, de revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous ne devons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait avec vous un bout de chemin. Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Trenul vieții mele, de Jean d'Ormesson. La naștere, ne urcăm în tren și ne întâlnim părinții. Și credem că ei vor călători mereu cu noi. Totuși, la o stație, părinții noștri vor coborî din tren, lăsându-ne să continuăm călătoria singuri. În măsură ce timpul trece, alte persoane urcă în tren și vor fi importante. Frații noștri, prietenii noștri, copiii noștri, chiar și iubirea vieții noastre. Mulți vor coborî, eventual
chiar iubirea vieții noastre, și vor lăsa un gol mai mare sau mai mic. Alții vor fi atât de discreți că nu ne vom da seama că și-au părăsit locurile. Această călătorie cu trenul va fi plină de bucurii, de necazuri, de așteptări, de bună ziua, de la revedere și de adio. Succesul înseamnă să avem relații bune cu toți pasagerii, cu condiția să dăm tot ce avem mai bun din noi. Nu știm la ce stație vom coborâ, așa că haideți să trăim fericiți, să iubim și să iertăm. Este important să facem asta, pentru că atunci când vom coborâ din tren, va trebui să lăsăm doar amintiri frumoase celor care își vor continua călătoria. Să fim fericiți cu ceea ce avem și să mulțumim cerului pentru această călătorie fantastică. De asemenea, îți mulțumesc pentru că ești unul dintre pasagerii trenului meu. Și dacă trebuie să cobor la următoarea stație, mă bucur că am parcurs cu voi o bucată de drum. Vreau să spun fiecărei persoane care va citi acest text că vă mulțumesc că sunteți în viața mea și că ați ales să călătoriți cu trenul meu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la video. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Nu uitați să vă abonați gratuit à la chaîne, la canalul Le Français avec Gabriel. Franceza cu Gabriela. À bientôt. Pe curând!